Sportul românesc a primit o lovitură dură marți 30 august, când maestrul Gheorghe Berceanu a trecut în neființă la vârsta de 72 de ani. Unul dintre cei mai valoroși luptători din țara noastră, Gheorghe Berceanu a fost campion olimpic în 1972, dublu campion mondial în 1969 și 1970 și triplu campion european în 1970, 1972 și 1973. Cu ocazia aniversării a 75 de ani de existență a clubului Steaua București, cel supranumit Hercule de Buzunar a acordat un ultim interviu echipei Steaua TV. Ce înseamnă Steaua pentru dumneavoastră? Steaua, ca pentru orice stelist, înseamnă foarte mult. Aici, la Steaua, ne-am putut consacra ca oameni pe linie sportivă, pe linie profesională. Cum a fost prima zi la Steaua? Ce vă mai aduceți aminte? Eram la Craiova. Acolo și sunt campion mondial. Acolo a venit de la comisariat să semnez ordin de corporare. Cum am ajuns la centrul de recrutare, mi-a dat adresa, un plic și o jumătate de pâine, o conservă, eu știu ce mi-a mai dat și ce te prezint la clubul Steaua. M-am prezentat seara, țin minte, și când a văzut ofițerul de servici cine sunt, a sunat pe Sfârșit Colonel Gheorghe, care răspundea de lupte. Imediat, a doua zi, trebuia să plecăm în Republica Federală Germană sau în Italia, nu mai țin minte. Am depus jurământul la ora 7. M-a dat carnetul de soldat și, uite așa, am ajuns la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Cum credeți că a contribuit Clubul Steaua la formarea dumneavoastră ca om? Steaua a fost clubul care a avut grijă de sportivi. I-a ajutat cu o casă, cu o garsonieră, i-a sprijinit pentru terminarea studiilor. În orice caz, clubul care s-a ocupat ca să formeze adevărați oameni. Nominalizați o persoană care a jucat un rol esențial în cariera dumneavoastră de sportiv la Steaua. Neapuiu Vascu Popovici și Gheorghe Șuteu. Dacă ar fi să asemuim Clubul Steaua cu un erou de poveste. Da, da, Clubul Steaua nu este o poveste, este o realitate. Bun răspuns. De ce ar trebui copiii să vină să facă sport la Steaua? Pentru că la Steaua există condiții. Au existat dintotdeauna și există. Acum, la aniversarea 75 de ani de existență, am să vă rog să transmiteți un mesaj, să faceți o urare Clubului Steaua. Ca întotdeauna, Clubul Steaua, acela care ne-a format, îi urăm în continuare la mulți ani să fie același club cu rezultate bune și cu oameni pricepuți.